Bine v-am găsit! Astăzi vorbim despre art journaling și am lângă mine jurnalele mele. Acestea sunt cele două. Pe primul l-am început acum un an și ceva, să zic, și era cumva un experiment. Cumva să mă introduc în noțiunea de art journaling, pentru că nu aveam nici cea mai mică idee cu ce se mănâncă. Și cumva am început să mă informez și eu mai mult, să experimentez mai mult, să mă joc mai mult, mai degrabă. Și mi-a plăcut foarte, foarte mult această categorie, cumva, a creației artistice de art journaling. Și am adoptat-o pentru că m-am regăsit în ea. Astfel vin către voi cu informațiile necesare și mă veți vedea creând o pagină de jurnal care să știți că nu a ieșit minunat, însă tocmai acest lucru mi se pare foarte, foarte interesant. Pentru că art journaling este ceva mai mult pentru suflet, dar implică și procesul de creație. Și tocmai de aceea cred că lucrurile nu trebuie neapărat tot timpul să fie încadrate într-un șablon sau să fie tot timpul super perfecte sau să iasă așa cum ne imaginăm. Tocmai aici mi se pare lucrul inedit în momentul în care lucrez la un art journal, pentru că totul iese cumva din direcția aceea unilaterală în care poate fi încadrată arta sau către în care tinde arta și poți să te folosești de foarte multe elemente, de foarte multe simboluri, de scris, de de mix media, de adăugat materiale textile și foarte, foarte multe lucruri îți oferă o diversitate foarte mare de creație și cred că lucrul acesta m-a atras foarte, foarte mult la tot ce înseamnă art journaling. Nu o să vă mai țin foarte mult, acesta este un video filmat pentru intro. O să fac un voiceover în momentul în care vorbim despre creația în jurnal ca atare și de asemenea o să fac eu un voiceover sau o să vă vorbesc în momentul în care vreau să ating puțin subiectul materialelor pe care le putem folosi într-un art journal sau într-un jurnal de artă mai degrabă și poate vă dau idei, dar cum să zic, paleta materialelor este foarte, foarte largă și este larg deschisă și puteți experimenta cu tot ce vreți voi. Eu până de curând am ales să experimentez inclusiv cu farduri, pentru că am foarte multe farduri expirate pe care nu le-am aruncat și pe care am decis să le combin cumva cu aracet și cu apă și să iasă un rezultat foarte, foarte interesant. Tocmai de aceea zic că puteți să folosiți foarte, foarte multe lucruri, să reciclați, să utilizați și să creați astfel amintiri minunate pentru voi, pentru că acolo puteți să vă țineți inclusiv bilete, bilete de la teatru, bilete de tren, diverse, pliante în momentul în care călătoriți undeva. Așadar, este o paletă foarte, foarte largă atunci când vorbim de art journaling. Și vă las și ne auzim în continuare în videoclip. Acesta este jurnalul meu de artă până la momentul în care am filmat acest video. Este de fapt o revistă glossy transformată în art journal, reciclată și regândită pentru un scop mai artistic, nu atât comercial. Nu este completată toată, am început-o la finalul anului 2020 și am de gând să o termin până în primăvara acestui an. Iar de această pagină ne vom ocupa astăzi. După cum vedeți, mi-am adus deja decupajele lângă mine. Aceste decupaje sunt din reviste, dar găsiți și unele materiale speciale pentru decupaj sau scrapbooking. O să vă las link în descriere. Cât timp voi alege din aceste decupaje, hai să discutăm despre subiectul de azi, și anume art journaling.
Un jurnal de artă este o combinație subiectivă a mai multor mediumuri, este un spațiu personal unde creativitatea, ideile diverse sau amintirile se întâlnesc și se completează. Nu cred că există o definiție strictă a unui jurnal de artă. El poate fi un caiet de schițe în care să combini cuvintele cu diverse crochiuri sau să îți notezi emoții, sentimente trăite cu privire la ce schițezi, poți nota ce ai îmbunătățit la acele schițe. De asemenea, îți dă o libertate mare de a testa combinații de culori, stiluri sau elemente pe care poate nu ai curaj să le testezi într-o lucrare mult mai serioasă. Un astfel de jurnal este, deci subiectiv și personal, este de fapt o expresie a sinelui interior creativ, care nu are bariere. Revenind la ce fac eu aici, să știți că pornesc de la o idee sau de la o paletă cromatică, uneori adun multe elemente ca mai apoi să elimin din ele. Pentru decupaj folosesc două foarfece, una mică pentru detalii, cum este această foarfecă micuță pentru unghii, dar ea a căpătat o viață nouă, și o altă foarfecă medie pe care o folosesc la decupat chestii mai măricele. Deși am decupat acest element cu frunze, din păcate nu a fost norocos să rămână în jurnal, dar cine știe, poate data viitoare. Un alt lucru util în alt art journaling este faptul că îți dă posibilitatea să experimentezi. Eu, spre exemplu, am descoperit diverse tipuri de lipici, atât acesta basic de tipstick, cât și altele despre care am să vă vorbesc către final, când vă povestesc despre materialele pe care le folosesc eu în jurnalul de artă. Ceea ce mi se pare foarte interesant în tot acest proces al creației este oportunitatea de a ieși din zona de confort sau din zona șabloanelor, atât acele șabloane din capul nostru, cât și acele șabloane tipice cu lumini, umbre, cromatică și așa mai departe. Nimic nu contează pentru că acesta este spațiul nostru de creație, spațiu personal, un spațiu dedicat creativității, ideilor, de fapt un spațiu care trebuie să ne facă fericiți. Cel mai terapeutic pentru mine este tot acest proces de asamblare, de adăugare și de creație, pentru că totul devine perfect în acest moment. Un lucru pe care l-am observat imediat a fost faptul că paginile mele se schimbă și încep să se îmbunătățească cu cât lucrez mai mult și îmi conturez un stil al meu. Astfel, jurnalul meu va fi din ce în ce mai frumos și paginile îmi vor place din ce în ce mai mult pe cât lucrez în sensul acesta. Am intrat pe Pinterest și am ales câteva citate care mi s-au părut potrivite. Puteți adăuga citate în paginile unui jurnal de artă. Puteți să vă notați orice vă trece prin cap și orice considerați voi important, până și rețete diverse pe care vreți să le testați sau listele cu chestii de făcut. Un alt lucru fain și important este că un jurnal de acest tip nu e limitat persoanelor care au talent. Din contră, este chiar indicat persoanelor care adoră să experimenteze, care ar vrea să înceapă procesul de creație și nu prea știu cum, sau persoanelor care, evident, își doresc acest lucru fără să fie artiști plastici sau artiști în general, sau să aibă talent, este pentru oricine, inclusiv pentru copii. Și după cum vedeți, eu strâng mai toate chestiile, inclusiv frunze sau flori presate, și am adăugat câteva în această pagină de jurnal. Mi s-au părut foarte potrivite, este inclusiv o modalitate de a recicla. Multe din elemente sunt din reviste pe care altfel le-aș fi aruncat, sau amintiri, gen o pungă sau hârtie de împachetat, bilete la teatru, la film. Pe mine, tot acest proces creativ m-a ajutat să reîncep pictatul sau schițatul. Este un mod util de a fi creativ. Dacă ați avut o pauză lungă de câțiva ani în care nu v-ați mai exersat imaginația sau mâna, puteți descoperi o latură nouă a creativității voastre în tot acest proces. Și de asemenea, poți ține o evidență a lucrurilor faine care se întâmplă în viața noastră. Le schițați, le notați sau le adăugați într-un format fizic, precum o poză, un bilet de călătorie sau alt ambalaj important. Acestea fiind spuse, hai să vorbim și despre materiale. Să vorbim puțin și despre lipiciul pe care îl folosim pentru art journaling și o să încep în primul rând cu acesta stick, care mi se pare clasic, simplu de folosit, cel mai la îndemână.
L-am pe acesta de la Bic, acesta de la Talentus pe care îl găsiți în Kaufland și acesta de la Norris, nu mai țin minte de unde l-am luat. Talentus este așa și așa, acestea sunt un picuț mai bune, rezistă mai bine. Vă puteți folosi de acestea foarte bine pentru a crea acest tip de colaj. Și mi se pare super ok și la îndemână, în special la început. Eu așa am început cu acestea, de asta vi le recomand în primul rând și de asta le menționez. Ok. Continuăm cu clasicul Aracet, pe care îl știm cu toții, îl găsiți la magazinele de bricolaj, gen Brico Depot sau Leroy, sau la magazinele de cartier, nu știu, magazine dedicate de cartier. Tot din astfel de magazine, eu am aici un adeziv pe bază de acril, este alb și mă ajută foarte mult să fac baza peste, pe deasupra diverselor pagini și de asemenea să fie și adeziv și este un pic mai rezistent pentru că este pentru lemn. Ok, iar aici avem de la Daco lipițel mare. Este un lipici pentru tehnica șervețelului care te ajută foarte mult să lipești și să devină totul transparent ca să nu acoperi chiar cu totul desenul sau, mă rog, imaginea, depinde ce vrei să lipești. Cam acestea sunt materialele cu care lucrez eu și să vedem ce urmează. Alte lucruri pe care le mai putem folosi în jurnalul nostru de artă sunt astfel de lucrări speciale pentru scrapbooking. Eu l-am astfel de printuri, de fapt. Eu pe acestea le am de la Comcrafty, o să vă las link în descriere către magazinul ei ca să puteți achiziționa și voi în caz că doriți. Ok. Alte lucruri pe care le mai folosesc eu, după cum vedeți, sunt decupajele, colajele, chestii din acestea minore pe care le puteți decupa de unde vreți voi, din orice revistă. După cum vedeți, eu am aici foarte multe chestii decupate din revistele de Kaufland sau de la Lidl. Alte mici chestii pe care le-am decupat din reviste glossy, din alte reviste, nici măcar nu contează. Indiferent de ce ați găsi, avem un mimozel, indiferent de ce ați găsi, puteți să decupați și să vă jucați, vă fie utile. Asta este ideea și cu ocazia asta și reciclați. Nu aruncați acele reviste, pur și simplu refolosiți totul. Alte lucruri de care mă mai folosesc eu sunt aceste washi tape, dacă n-ar lăsa mimozelul, da, Mimi? Da, mă folosesc de washi tape, acestea sunt doar câteva, însă eu am un sertar plin-plin și cu toate astea aș mai vrea să mai iau. Ce mai folosesc sunt aceste stamps, ștampile de la Lidl, sunt cu litere și mi se par foarte, foarte utile. Ok, așa, un lucru de care m-am folosit recent pentru că le-am de foarte, foarte mult timp și sunt expirate, mă rog, nu cred că sunt expirate pentru că sunt niște foi, hei, care poate să țină foarte, foarte mult timp, sunt aceste foițe pentru tenul gras care absorb excesul de sebum, dar eu m-am hotărât să le folosesc pentru art journaling și de asemenea puteți să folosiți hârtie din aceea de copt, care are o culoare mult mai maronie, mult mai plăcută. Ok, să continuăm cu restul materialelor, să sperăm că Mimi o să ne dea voie. Chestii diverse pe care le păstrez și pe care le refolosesc sunt, de exemplu, cutii de carton care au un design foarte interesant și de asemenea mă inspiră, așa că le păstrez, și flori presate și frunze presate pentru că, hei, mi se pare foarte frumos, foarte interesant și sunt amintiri până la urmă pe care le aducem acasă cu noi din natură. Natura este foarte darnică și de ce să nu ne bucurăm împreună de ea? Ne mai putem folosi de sticăre. Eu pe acestea le am din Jumbo, unele sunt din Lidl, depinde de unde găsiți.
Mai putem să mai folosim culori acrilice, tempera, acuarele, depinde ce dorim noi. Eu aici am acrilice, dar folosesc și acuarele și tempera, depinde de situație. Aceste șabloane, eu mi-am comandat altele, acestea sunt șabloane pentru desen tehnic, am impresia, dar eu mi-am comandat șabloane noi. O să facem un unboxing, vă rog să mă urmăriți pe Instagram dacă vreți să le vedeți. O să sosească la finalul săptămânii sau probabil la începutul săptămânii viitoare. Carioci de toate felurile, nu contează, nu trebuie să le luați neapărat pestea, carioci. Creioane colorate, creioane de toate felurile, creioane de tip B, creioane de tip HB. Da, și cam atât. Cred că am menționat totul. Dacă mai uit ceva, poate că mi-aduc aminte pe parcurs. Nu știu, ideea este că într-un art journal puteți să folosiți cam ce vă trece vouă prin cap, cam ce doriți voi, cam nu știu, ce vă place vouă, fie că folosiți o frunză care a căzut dintr-un copac în timp ce vă plimbați voi, fie că folosiți o chestie care vă place și vi se pare interesantă și de la acel punct pleacă toată creația voastră. Fie că folosiți o combinație între lucrări care vă plac și ce aveți în jur și alegeți așa o cromatică, fie că doriți să scrieți ceva, niște fraze care vă plac, un citat. Sunt foarte, foarte multe lucruri pe care puteți să le alegeți, să le faceți și tocmai de aceea mi se pare foarte interesant această modalitate de creație legată de art journaling. Și da, acesta este albumul meu. Să vedem dacă ne dă Mimi voie să mărim cadrul. Ok, cam atât momentan. Să continuăm cu videoclipul. Pensule. Eu îmi iau pensule din Lidl, din Kaufland, din Auchan, depinde de unde găsesc. Sunt ok, mi-am făcut comandă și de pe eMAG. Eventual o să vă las eu link în descriere pentru că mi se par bunicele. În caz că sunteți începători, puteți să optați și pentru astfel de stilouri cu pensulă, care au aici o pensulă în vârf și aici apă și vă folosiți pur și simplu de un stilou de genul acesta, acuarele și pictați ce vă place. Nu este nevoie să vă comandați 7000 de pensule sau foarte multe chestii sau să investiți foarte mulți bani. Pur și simplu începeți pur și simplu cu ceva ușor și apoi investiți treptat treptat în lucruri care vă place. Eu așa am început, asta am făcut și mi se pare ideal pentru că nu trebuie să aveți cine știe ce materiale de la bun început, ci le descoperiți treptat. Eu vă mulțumesc mult, mult de tot că mi-ați fost alături. Sper că nu se aude niciun zgomot de afară pentru că este un pic de gălăgie, dar sper să vorbesc suficient de tare încât să ascund eu acele sunete. Da, cum vă ziceam, vă mulțumesc mult de tot că ați rezistat până la finalul videoclipului, mulțumesc că mi-ați fost alături și ne vedem data viitoare, adică duminică, cu un vlog nou. Nu uitați, dacă vă plac aceste videoclipuri, să îmi dați un like, eventual dați subscribe dacă vă place și noi ne vedem data viitoare. Vă pup și vă îmbrăcisez cu drag!